credincioși. Eu sunt dator. Vă sunt dator vândut, cum se mai zice, că atunci când am venit aici la dumneavoastră, acum 2 ani, și acum m-ați primit și ne-ați primit cu mult drag. Aveți chipuri luminoase, aveți haine frumoase, nădăjduiesc ca și inimile să vă fie așiși de la. Și ca să ne răsplătim noi, ne-am străduit să facem astăzi, așa, ca surpriză, o slujbă mai deosebită pentru dumneavoastră, de fapt slujba închinată lui Dumnezeu și lui Dumnezeu totdeauna trebuie să-i dăm ceva deosebit. Sunt dator și părinților care m-au primit și ne-au primit cu mult drag, dar așa suntem datori unii altora. Părinții din parohie sunt datori dumneavoastră pentru că datorită dumneavoastră e biserica frumoasă. Dumneavoastră sunteți datori părinților, pentru că datorită lor, datorită preotului care vă primește, care vă iartă, care vă citește rugăciuni, care vă botează copiii, care vă cunună apoi tinerii și care îi conduc pe ultimul, cum zicem noi, nu chiar ultimul, drum, pe cei care pleacă dintre noi, lor le datorăm. Fără ei ce-am fi? Ce-am fi noi fără de părinți? Ce-am fi noi fără de Sfânta Biserică? Uitați, suntem datori. Mai cui suntem datori? Uitați-i, domn primar aici. Suntem datori și celor care ne orânduiesc, cele ale satului și ale țării. Celor care sunt mai sus sau mai puțin sus. Datori suntem să-i mulțumim, datori suntem să ne rugăm că dacă iau vreo hotărâre greșită să o corecteze cât de repede. Datori suntem, zice Sfântul Apostol Pavel, cu rugăciunea pentru cei mai mari. Apoi, cui mai suntem datori? În familie. Copiii sunt datori față de părinți. Câte au primit ei, câte am primit noi de la mama, de la tata. Și datoria aceasta nu se plătește cu nimic aproape. Nici în timpul vieții nu ne putem plăti datoria față de părinți. Și nici după moarte nu ne putem plăti datoria față de părinți. Suntem datori până la capăt și până în împărăția lui Dumnezeu față de cei care, într-un fel sau altul, au însemnat ceva în viața noastră. Un profesor bun, un învățător bun, un medic bun, care a făcut să ieșim vii de pe un pat de spital și nu un coșciuc. Așadar, iubiți credincioși, această stare de permanentă datorie nu trebuie să fie o stare care să ne apese, pentru că noi învățăm cum să ne raportăm ca oameni datornici din felul cum Dumnezeu le așează pe toate. Pentru că cea mai mare datorie, bine știți, nu-i față de om, nu-i față de cineva de alături. Cea mai mare datorie pe care noi avem este față de Dumnezeu. Lui îi suntem datori. De ce? Pentru că de la El le primim pe toate. Viața noastră de unde a venit? Oare numai de la mama și de la tata? Dar sunt atât de mulți tineri, soți și soție, care ar dori să aibă prunci și nu pot avea. Ca atare, alături de dragostea mamei și a tatălui, cine a trimis suflare de viață? Nu Dumnezeu. Că am făcut ceva bun în viață, am terminat o școală, sau avem o profesie bună. Cui se datorează? Da, profesorilor. Da, studiului nostru propriu-zis și particular. Dar oare numai atât? Nu. Că puteam să câmpem pe mâna unui profesor care să fie așa, de 2 bani. Sau puteam noi să vrem să învățăm mult. Dar vedeți că darurile sunt împărțite. Și Dumnezeu este Cel care luminează. Și Dumnezeu este Cel care ne dă sănătate și ne dă putere. Și în ziua când ne-am dus la un examen, mintea ne e limpede și putem să scriem.
Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva în ajun, nu mai putem intra nici la acel examen, nici nu ne putem face datorii acolo unde suntem. Dar mai mult decât atât, știți cu ce suntem noi datori lui Dumnezeu sau pentru ce suntem datori noi lui Dumnezeu? Am învățat, fraților și surorilor, din Evanghelia de azi, că s-a zis acolo că era un om împărat și acesta este Dumnezeu, în fața căruia a fost adus un datornic și ăștia suntem noi. Și un datornic, nu așa cu trei parale, zice 10.000 de talanți îi datora acelui împărat. Mult, foarte. Asta e datoria noastră. Datoria că Dumnezeu ne-a dat mult și noi am întors puțin. Și El, la rugămintea noastră, așa cum a făcut și acel om din Evanghelie, acea stucă din Evanghelie, n-a mai cerut nimic. A zis, cum zice un om care are inimă largă, hai, treacă de la mine. Și i-a iertat toată datoria. Așa ne iartă și nouă Dumnezeu toate datoriile. Și vrea ca noi să nu ne simțim datori. Când venim în fața Lui și mărturisim sub epitrahilul preotului păcatele noastre, Dumnezeu șterge totul, iartă totul, nu mai ține minte, nu mai ține cont, nu ne mai trage la răspundere. Dumnezeu când iartă, iartă cu desăvârșire, ca și când n-a fi fost nimic. Așa face Dumnezeu. Dar omul care are inimă curată, omul care are simțământul recunoștinței, cu cât mai mult i s-a iertat, cu atât mai mult se simte el dator. Dar o datorie față de Dumnezeu nu e ca o datorie de pe lumea aceasta. Că dacă am făcut un credit la bancă și ne uităm că trece luna și noi nu avem cu ce plăti rata, o leacă ne strânge în spate. Dacă vedem că și a doua lună se întâmplă așa, ce mai tare ne teme. Dacă vedem că și a treia lună se întâmplă așa, ne gândim ce să mai ducem din casă să nu vină și să ne ia ceva cu care am angajat. Nu se întâmplă asta. Ei bine, în fața Domnului, nu acest sentiment trebuie să avem. Nu un sentiment de frică că o să vină să ne ceară datoria, ci un sentiment de multă și multă neoprită și necurmată recunoștință. Și să ne simțim datori pe măsură ce ne iartă Dumnezeu și mai datori să ne simțim și iar ne iartă și această sfântă datorie să fie împreunată cu o sfântă recunoștință. Cu o mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate câte ne le-a dăruit, nevrednici fiind, că asta înseamnă să fii dator. Să primești ceva ce nu ți se cuvine. Să primești ceva mai mult decât ai dat tu. Ce-am dat noi lui Dumnezeu să ne dăruiască toate? Vrednici suntem noi de, uitați-vă ce pădure frumoasă și ce câmp bogat am văzut eu când am venit aici, de-a dreapta și de-a stânga. Vrednici suntem de aceste daruri. De câte ori seara și dimineața în genunchi nu ne-am pus ca să-i mulțumim lui Dumnezeu și ne-am dus direct țintă în câmp, crezând noi că datorită lucrurilor mâinilor noastre se va face și porumbul, și cartoful, și grâul, și fânul. Și Dumnezeu, deși câteodată și în zi de duminică am strâns fânul, ne-a iertat că ar fi putut Dumnezeu să ne arate, vă încredeți în mâinile voastre? Bine, vă pot lăsa în mâinile voastre. Că voi n-aveți putere să opriți nici trăsnetul, nici fulgerul, nici apele și voi. Și din când în când ne-a mai trimis și din acestea, ca doar ne-am dat seama că suntem dependenți de El. Că de la El vine toată darea cea bună și tot de la El atunci când îngăduie, vin și lucrurile care ar trebui să ne mai trezească. Deci când avem atâta mulțime de daruri, iubiți credincioși, în jurul nostru, în genunchi să cădem și să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu.
Recunoștința este primul răspuns al datornicului, care sunt eu, față de Dumnezeu, dăruitorul și iertătorul de datori. Ăsta e primul răspuns. Și al doilea care este? Tot din Evanghelie l-am văzut. Dacă Dumnezeu ne-a iertat datoria, Dumnezeu după aceea pentru El nu mai cere nimic. Nimic nu cere Dumnezeu pentru El. Dar se uită, tu ce faci mai departe? Ai învățat ceva când eu te-am iertat? Mă copii tu pe mine, zice Dumnezeu care te-am iertat? Și când te-ai întâlnit cu cineva care și el ți-e dator cu ceva, tu cum te comporți după ce eu te-am iertat? Ca acel om căruia a fost ștearsă toată datoria, 10.000 de talanți, vreau, știu și eu, vreo 10 miliarde de euro. Bucuros, nevoie mare că a scăpat și el, și soția, și copiii lui, n-au trebuit să meargă la cerșit, n-au trebuit să-și vândă casa, n-au trebuit să-și dea copiii cine știe pe unde, n-au trebuit să meargă în străinătățuri ca să ducă bani pentru a-și plătea datoria. Dar când a ieșit de acolo, s-a întâlnit cu un frate de-a lui, care datora $100. Și zice Evanghelia că l-a strâns de gât și a zis, plătește-mi repede, repede tot ce-mi datorez. Și acela șișder a zis, ai o leacă de răbdare, mai îngădu-mi, găduie și am să-ți plătesc, că nu-i chiar mult. Și n-a vrut. N-a vrut. A uitat de unde a ieșit. A uitat de ce a scăpat. Și l-a trimis pe acela, cum zice, ca și când l-a dat în judecată și l-a închis. Și atunci, oamenii din jur, văzând inima aceasta încrâncenată și împietrită, acelui iertat, care n-a știut cum să răspundă, s-au dus înapoi la acel stăpân, la acel împărat și a zis, stăpâne, tu ai fost bun cu el. I-a iertat totul. Dar el când s-a dus de la tine, a ieșit afară, n-a putut să ierte nici măcar atâtica, puțin, ca recunoștință față de ce ai făcut cu el. Și o să ne cheme Dumnezeu apoi pe noi și o să ne zică, slugă vicleană, omule viclean, ți-am dat și ți-am iertat. Ți-am dat nemeritat atât de mult, atât de repede ai uitat și ți-am iertat atât de mult. Că cine e curat în lumea aceasta? Cine se poate lăuda că el n-a făcut niciun păcat? Și câte n-avem? Câte nu sunt adunate în sufletele noastre? Și de la vârste mici, și de la vârste tinere, și de la bătrânețe. Că în timp ne dăm seama cam câte am adunat. Și Dumnezeu ne zice, ți le-am iertat pe toate. De fiecare dată când ai venit și mi-ai cerut iertare, nu ți-am mai cerut socoteală. Și tu n-ai putut să-ți calci o leacă pe inimă și puținul lucru care ți-a greșit, fratele tău, ca tine, n-ai putut să treci cu vederea. Că ți-a luat 5 cm din hat, că te-a vorbit de rău, că cine știe ce altă nedreptate ți-a făcut ție, ți se pare atât de mare și atât de greu să treci cu vederea? Chiar nimic nu înveți, zice Dumnezeu, din dragostea mea, din iertarea mea și din dăruirea mea? Cum ați vrea, fraților și surorilor, cum ați vrea să se simtă Dumnezeu? Se uită la noi, la fiecare dintre noi. Și nu se uită la chip, ci se uită la inimă. Și zice, uite și pe acesta l-am iertat. Și acesta, numai eu știu ce a făcut. Poate nici soția lui nu știe, poate nici măcar preotul lui nu știe. Uite, acesta e copil, eu știu ce a făcut. Poate nici tata și nici mama lui nu știe.
Și l-am iertat. L-am iertat. Chiar nimic nu lucrează iertarea lui Dumnezeu în noi. Nimic nu ne schimbă. În loc, atunci când te știi despovărat de ceva, când ți se iau greutate de pe umeri și de pe inimă, ar trebui să zburzi. Și pe toată lumea pe care o întâlnești să o îmbrățișezi de bucurie că ai fost iertat. Dacă cineva stă cu frica în sân, că a durat un proces vreo 3 ani de zile și pe muche de cuțit, că ori se duce 6 ani în pușcărie sau se duce să-și vadă pe cei 6 copii pe care are acasă. Păi dacă judecătorul pronunță achitat, nu mai ai de făcut nimic, du-te acasă și îmbrățișează-ți copiii. Păi cum ies omul acela din sala de tribunal după ce a scăzut în greutate 10 kg și s-a îmbolnăvit de 7 boli? Cum se duce acasă? Bucuros, nevoie mare. Și noi atât de repede uităm iertarea lui Dumnezeu pe care ne-o dăruiește și ținem cu dinții. Cu dinții ținem și nu vorbim cu ani. Cu ani nu vorbim. Ne zice bună ziua cineva și noi întoarcem spatele. Nu știți dumneavoastră? Dar și nu ni se întâmplă și nouă așa, când vedem cât de greu ne este să iertăm. Și atunci ce facem? Tot la Dumnezeu ne întoarcem. Și spune, Doamne, om, iertați că zic cuvânt nepotrivit, om prost sunt, om nerecunoscător. Tu mi-ai dăruit atâtea, și mie, și familiei mele, și lumii întregi. Și eu n-am putut o leacă să trec peste ceea ce credeam eu că e de partea mea. Iartă-mă și Dumnezeu să vă ierte de să fie cuvintele noastre. Când vine cineva și ne cere iertare, să călcăm pe inimă, chiar dacă nu putem și nu simțim. Și ne-a greșit cât mult. Și să zicem, Dumnezeu să te ierte. Eu mi-e greu, dar Dumnezeu să te ierte și dacă te iartă Dumnezeu, dacă îl iartă Dumnezeu pe acel, eu să nu-l iert. Dumnezeu îl iartă. Și nu are nicio datorie Dumnezeu față de acel om. Și eu să nu pot să iert. Eu să nu țin minte și lucrurile bune pe care le-a făcut omul respectiv. Într-o casă, soțul poate să greșească o dată, sau de 2 ori, sau de 3 ori. Dar înainte de a greși, și în timpul acestor greșeli, chiar nimic bun n-a făcut soțul acela. Atât de mult când cumpă în aceasta dreptății proprii, cântăresc numai greșelile, cele bune nu le mai văd. Așa își dărea și soția față de soț. N-am mai făcut ce lucruri bune în casă. Sau țin minte că mi-a făcut numai cine știe ce, sau mi-a vorbit urât, sau a țipat, sau a folosit niște bani fără să-mi spună mie, sau cine știe ce lucruri mărunțișuri. Și chiar mai mari decât mărunțișuri, câteodată tot datori suntem să iertăm. Eu am păcat nu puțin oameni. Și după ce au văzut că au iertat și s-au smerit și au mers mai departe, belșug de har și de binecuvântare a adus Dumnezeu. Pentru că atunci când ierți, te smerești. Atunci când ierți, nu te consideri tu că ești drept. Doar cel care se consideră fără de prihană, îi este greu să ierte. Cine se simte și el împovărat, și el cu musca pe căciulă, și el cu greutăți, zice, și eu tot așa. Mă, Dumnezeu știe cum sunt. Când nu puteți ierta, cereți de la Dumnezeu putere să iertați. Ziceți măcar întâi din gură și după aceea o să zică și inima. Și după aceea va înțelege și mintea. Iartă-L, Doamne! Că așa a zis și Dumnezeu pe cruce. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Nu știu nici ăsta ce să fac. A greșit El azi. Dar cine garantează că nu greșesc eu mâine? Iartă-L tu pe El azi, că încerc să-L iert și eu astăzi, ca mâine să mă iert și tu, Doamne, pentru cele cu siguranță voi greși. Și cine este recunoscător față de Dumnezeu pentru darul de primit? Și cine este iertător aproapelui său față de cele pe care aproapele i-a greșit lui? Acela are o viață bucuroasă. Aceluia nu-i mai apare tristețea pe chip.
aceluia lucrurile merg bine. De ce? Că Dumnezeu vine. Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu plinește. Dumnezeu îi bucură viața. Dumnezeu îi trimite și mai multe daruri. Că îi zice, ai fost ca mine. Eu iert la nesfârșit. Și tu, omule bun, când ierți cuiva, te asemeni lui Dumnezeu. Asemănați-vă, fraților și surorilor, lui Dumnezeu, celui bun și iertător. Și nu vă asemănați demonului, care pe toate le ține minte, care pe toate le contabilizează, ca la sfârșitul vieții să ne le arunce în față și să le pună în fața lui Dumnezeu. Și de câte ori noi am iertat ceva celui care ne-a greșit, de atâtea ori Dumnezeu rupe toate zapisurile pe care dracul le-a însemnat cu greșelile noastre. Și când vom trece în fața Domnului, încă o dată o să îndrăznim să zicem, cum am spus de atâtea ori în timpul vieții și de multe ori mincinoși, dar dacă ne vom strădui, vom zice cu un gram de încredere, iartă-mi, Doamne, încă o dată și pentru ultima dată, greșelile noastre, greșelile mele, precum și eu am iertat greșiților mei. Amin.